Inflația este galopantă, iar salariile nu țin pasul cu prețurile. Ministrul Muncii anunță noi pachete sociale, dar și o majorare a salariului minim din 2023. Conform RomaniaTV.net, salariul minim va crește de anul viitor. Anunțul vine de la Ministerul Muncii. În acest moment, salariul minim este de 2550 de lei. Una dintre măsurile care au făcut parte din pachetele economice și sociale pe care le-am implementat a fost și punerea la dispoziție a unei măsuri către mediul privat, o majorare a salariului minim brut garantat în plată cu valoarea de 200 de lei. Să ajungă deja la 2750 de lei, cu mențiunea că cei 200 de lei sunt net și nu vor fi taxați de statul român și nici impozitați, a anunțat Marius Budăi în direct la un post TV. Din punctul meu de vedere, este obligatorie o asemenea creștere, dar nu trebuie să facem creștere la întâmplare și voi demara în Consiliul Național Tripartit o discuție care trebuie să fie onestă între partenerii sociali și guvern și să putem să găsim împreună cea mai bună soluție, astfel încât de la 1 ianuarie salariul minim ar trebui să crească din nou, a încheiat Budăi. Unele țări din Europa au salarii minime reglementate, iar altele nu. România se află undeva spre coada clasamentului în privința salariului minim din Europa în 2022. Nu este ultima, fiind alte țări după.